Suntem live. Bună dimineața tuturor! Vin azi în fața dumneavoastră pentru a discuta despre situația în care se află țara și nevoia stringentă de a ne mișca repede și bine. Țara se află în criză. Acest lucru este evident. Sănătatea oamenilor e în pericol. Economia e bolnavă. Trebuie să repunem țara pe picioare, să le dăm oamenilor sănătatea și speranța de mai bine. O parte din speranță, iată care a venit odată cu votarea unui nou președinte, dar, așa cum spuneam, speranța trece ușor dacă nu e dublată de dezvoltare, dacă nu e dublată de acțiune. Iată de ce avem nevoie, acum ca niciodată, de acțiune. Iar Platforma Demnitate și Adevăr propune să acționăm în perioada următoare pentru dezvoltare cu asumare. Concret, ce înseamnă asta? Republica Moldova are nevoie de un guvern bun, condus și format din oameni cinstiți, din oameni competenți, curajoși, care să gestioneze crizele mai bine decât actualul guvern și să conducă țara spre alegeri parlamentare libere și corecte. Guvernul Chicu, azi exponentul plenar al lui Dodon și Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, nu știe și nu poate să scoată țara din criză. Prin votul lor, oamenii i-au spus lui Dodon să plece. Iată de ce Dodon trebuie să-și ia guvernul și să plece, respectând, bineînțeles, voința cetățenilor. E nevoie de alegeri anticipate. Acest guvern a venit însă cu o politică fiscală antipopulară, care prevede din nou scheme ilegale, majorarea poverii fiscale și creșterea prețurilor care vor lovi din nou foarte dur în populația și așa vulnerabilă. Măsurile propuse de executivul lui Dodon afectează mai multe pături sociale, cum ar fi agricultorii, oamenii din diasporă și familiile acestora, sutele de mii de oameni care au depozite la bănci, antreprenorii care urmează să fie supuși unor amenzi drastice. În cadrul bugetelor post-electorale, iată că deja nu sunt luate în considerare interesele celor mai săraci pensionari. Repet, peste 400 de mii de pensionari au o pensie sub minimul de existență. Pensionari pentru care nu este prevăzut un ajutor special financiar în formă de indemnizații unice. Toți acești oameni au dreptul să iasă la protest. Proiectele propuse de guvernul actual sunt elaborate preponderent în interesul unui grup îngust de afaceriști mari, concentrați în jurul intereselor lui Igor Dodon. Dar acest politician, Dodon, disperat ca urmare a pierderii alegerilor prezidențiale, iată că este gata să provoace și un conflict civil doar pentru a-și trece în mod camuflat politica fiscală antisocială a guvernului său. Drept paravan pentru acoperirea planurilor financiare obscure, guvernarea a ales un șir de proiecte de legi sensibile care dezbină societatea și care sunt legate de problemele interetnice. La fel e și cu inițiativa legislativă ridicolă privind subordonarea Serviciului de Informație și Securitate Parlamentului, care este înaintată strict din considerente politice. Este un subiect aparte, este sensibil, este foarte important, dar vă rog să înțelegeți, este înaintată în această perioadă strict din interese politice ale lui Igor Dodon și pentru a-și satisface orgoliul rănit probabil. Platforma Demnitate și Adevăr condamnă vehement politica guvernării Dodon, reiterează poziția privind necesitatea demisiei imediate a prim-ministrului Chicu și anunță că este gata să recurgă la toate măsurile legale, inclusiv protestele organizate cu responsabilitate și grijă pentru sănătatea și securitatea oamenilor și a țării, necesare pentru demiterea guvernului și neadmiterii votării politicii fiscale dezastruoase pentru Republica Moldova, a proiectelor de legi ce pun bazele federalizării și așa mai departe. Vorbesc despre proiectele de legi 328, 329, 330, care modifică un set de acte normative și, în esență, permit legalizarea unor referendumuri neconstituționale, conferirea unor autonomii extinse și a unor statute speciale pentru Găgăuzia. Un alt proiect ce dezbină din nou societatea e cel cu privire la funcționarea limbilor. Acest proiect are drept scop divizarea societății și sustragerea atenției de la lucrurile urâte
care se produc în aceste zile. Vreau să vă asigur că atât proiectele federalizării, cât și anumite reglementări din proiectul legii privind funcționarea limbilor vor primi riposta noastră, a celor din Platforma Demnitate și Adevăr, pentru a fi blocate de deputații platformei dat din Parlament prin mecanisme juridice identificate deja de echipa noastră. Aplicate, așa cum spuneam, în Parlament sau la Curtea Constituțională, aceste proiecte fiind neconstituționale. Ce va face Platforma DA până la anticipate și ce va face după anticipate? Este o întrebare care mi se pune adesea. Platforma DA va fi ca și până acum un partid foarte activ în Parlament. Observați și dumneavoastră activitățile colegilor mei în Parlament, conduși de Alexandru Slusar ca și președinte a grupului parlamentar. La nevoie vom fi activi și în stradă. Atrag însă atenția de pe acum că e foarte important, ca și țară, ca și oameni, ce bătălii ne alegem în timp de pandemie, în timp de criză. Ce face Dodon acum cu Serviciul de Informații și Securitate și alte proiecte sunt niște provocări. O susținem pe doamna președinte cu curaj, oamenii însă așteaptă de la noi o guvernare nouă cu curaj și nu consumul energiei noastre în mocirlă. Să ne concentrăm pe marele probleme ale țării. Din nou, acum nu e loc de orgolii individuale și de calcule de tot felul. Oamenii mor zilnic acasă, mor în ambulanță sau în spitale, din ce în ce mai mult și mai mult aglomerate. Doctorii au nevoie de resurse, iar economia are nevoie de sprijin. Un nou cabinet trebuie să oprească criza medicală, ajutând sistemul medical și, bineînțeles, să oprească risipa din banul public către mafia lui Dodon și a coaliției săi. Un exemplu concret, iată, zilele acestea, cât noi comentăm despre Serviciul de Informații și Securitate, se încearcă atacul economic la țărani și la fermierii mici și mijlocii, atac pe care noi, cei din Platforma Demnitate și Adevăr, vom face tot posibil să-l blocăm. Ce facem cu sănătatea familiilor noastre? Ce facem cu veniturile noastre și cu banul public? Iată care trebuie să ne fie prioritatea numărul 1. Nu avem timp de pierdut cu un ping-pong cu Dodon pe bombițe lansate de el în Parlament cu teme artificiale. Repet, avem nevoie de un guvern bun pentru o iarnă destul de grea și, bineînțeles, va fi grea, dar depinde de fiecare dintre noi cum vom proceda în continuare. Repet, avem nevoie de un guvern competent și nu unul incompetent ca cel de astăzi. Fiți cu ochii pe Platforma Demnitate și Adevăr, fiți cu ochii pe grupul parlamentar al Platformei DA, care în momentul de față se află în ședință și pregătesc activitățile noastre de pe parcursul zilei de azi din Parlament și din alte instituții ale țării. Vă mulțumesc!